dată, dacă tot vorbim de ajutoare sociale, haideți să aruncăm cumva o privire spre zona RCA-ului, da? Pentru că s-au lăudat liderii politici de la noi din țară că vor plafona, domne, valorile polițelor RCA. Dacă facem niște comparații în privința prețurilor, păi ne cam ia cu amețeală. Am ajuns să plătim de 3-4 ori mai mult comparativ cu un an în urmă. Pentru că politicienii noștri vor să plafoneze un preț deja crescut. De asta nici nu mai discutăm, dar partea proastă este că discuțiile trenează și că practic nu s-a mai întâmplat nimic în acest sens. Au venit, au declarat, da, că plafonează, că fac, că dreg, au punctat la capitolul imagine și cam atât. Cam atât valorează grija politicienilor pentru popor. Un specialist al subiectului polițelor RCA este Radu Soviani, așa că l-am chemat alături de noi ca să vedem cum stăm. Radu, te citesc, marea majoritate a subiectelor pe care le abordezi vizează această temă. Doamne, ne-au amenințat, așa cum ne-au amenințat și cu plafonarea prețului la carburant. Acum ne-au amenințat cu plafonarea prețului RCA, dar s-a făcut liniște. Ce se întâmplă? În timp ce vorbim de acele vouchere date către populație, le dăm vouchere ca să plătească niște RCA-uri mai scumpe, să plătească un preț mai mare la pompă, e cumva ilogic ce se întâmplă. Bună seara, Stelian, mulțumesc mult pentru invitație. Este evident că este ilogic, pentru că atâta timp cât nu se umblă la cauza dezastrului din piața asigurărilor, nu o să se rezolve nicio problemă. Iar cauza nu este un secret pentru nimeni. Este complicitatea unor funcționari din Autoritatea de Supraveghere Financiară la furtul din banii asiguraților, care s-a întâmplat, pe de o parte, prin compania City Insurance, când ASF nu a supravegheat, deși știa că are un extras de cont falsificat și nu există condițiile îndeplinite pentru ca City Insurance să mai fie societate de asigurare încă de mult, dar ei au mai lăsat să emită polițe în continuare, deci asta este unul. Și doi, și nu vorbesc cuvinte mari, vorbim despre cartel în asigurări, supravegheat, vegheat, la care Autoritatea de Supraveghere Financiară, funcționarii, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, stă de șase sub forma complicității. De ce spun acest lucru? Pentru că amintai puțin mai devreme de plafonare. Păi cum să vii tu cu plafonare în condițiile în care tarifele s-au majorat deja cu 200-300% față de anul trecut, adică sunt duble până la triple. Mă uitam la polița mea care expira pe 29 martie anul acesta, anul trecut 450 de lei, anul acesta pe 6 luni 600 de lei, pe 12 luni 1200 de lei și asta este cel mai mic preț, pentru că dacă ne uităm și la cel mai mare preț, o să-mi pun ochelarii ca să îl văd mai bine, pentru că deși e prețul mare, e scris cu litere mici, cel mai mare preț pentru mașina mea de la 450 de lei anul trecut, clasa de bonus B8, adică cea mai bună, niciodată accident, 2142 de lei, de la 450 de lei. Cum s-a ajuns în situația asta și cum să plafonezi tu la nivelurile astea? La nivelul ăsta de preț. Păi hai să vedem, să pornim în primul rând de la efecte, Stelian, dacă îmi permis, și efectele sunt următoarele. Avem, în ceea ce privește piața asigurărilor, ceea ce se numește cartel, adică societățile de asigurare se înțeleg la preț, astfel încât să țină prețurile mari. V-am arătat puțin mai devreme hârtiuța, ofertă primită de la broker între 1200 și 2200 de lei aproape pentru un an, pentru o mașină la care asigurarea anul trecut era între 400 și 700 de lei, ceea ce este inacceptabil. Aici ar trebui să intervină totuși Consiliul Concurenței. Când vorbim de cartel, înțelegeri în piață, acolo este treaba Consiliului Concurenței. Categoric trebuie să intervină Consiliul Concurenței, numai că el are o problemă, Consiliul Concurenței. Intervine prea târziu, pentru că la fel s-a întâmplat un cartel în perioada 2012-2016, când asigurătorii s-au înțeles la preț și au majorat prețurile RCA pe același fond al vrăjelii că trebuie să se scumpească asigurările, că a dat faliment Astra, că a dat faliment Carpatica, și abia în 2018, atenție, Stelian, a găsit Consiliul Concurenței că s-au înțeles la preț între 2012 și 2016. 2016 asigurătorii. Deci cartelul pe care îl va dovedi și de această dată Consiliul Concurenței. Atunci, în 2018, a dat o amendă de 246 de milioane de lei. Dar Consiliul Concurenței și ăia de la ASF trebuie să fie atenți ca nu cumva, a fost o amendă istorică, aproape 50 de milioane de euro, ca nu cumva societățile de asigurare să-și recupereze inclusiv acea amendă. Mai mult, în 2018 a constatat Consiliul Concurenței că 9 societăți de asigurare s-au înțeles la preț prin cine? Prin organizația lor de profil UNSAR. Deci și UNSAR a fost partea cartelului, dar asta apropo de ce vă spuneam, între 2012 și 2016 când s-au înțeles la preț, dar asta nu este singura problemă, pentru că în 2015 ASF-ul s-a înțeles cu cartelul așa cum se înțelege, și acum prin această tentativă de plafonare. Asta presupunem, pentru că nu avem un rezultat al instituțiilor de control. Hai să spunem telespectatorilor. Eu până în decembrie 2014 am fost purtător de cuvânt al ASF, deci știu despre ce este vorba acolo. După 2014 mi-a fost rupt contractul, asta este altă problemă, dar în decembrie 2015, și ți arăt eu documente în care Mișu Negrițoiu, șeful de atunci al ASF, împreună cu UNSAR, împreună cu societățile de asigurare, dacă vrei ți arăt documentul, se întâlnesc și spun așa: să se majoreze prețurile la asigurările RCA. Atenție, 2015, în intervalul 2012-2016, dar nu cu mai mult de 60%, nu cu mai mult de 50% față de în urmă cu 6 luni. Adică este exact ceea ce face acum ASF-ul prin această plafonare. Adică atunci Mișu Negrițoiu și ASF au sprijinit cartelul, au contribuit la el, destabilizând piața asigurărilor, zicând: a, asigurătorilor, v-ați înțeles la preț, ia mai moriți voi cu 50% pentru populație, pentru companii, că poate mai decapitalizați puțin. Iar acum același lucru se întâmplă și îți arăt grafic același lucru. Prin plafonare este o altă cartelizare, tot de către ASF, tot cu societățile de asigurare, pentru că ASF este foarte clar pe felie cu asigurătorii. Țineți minte că până la începutul lunii februarie venea președintele ASF și spunea: n-avem noi ce să facem în ceea ce înseamnă prețurile, n-avem noi ce să facem. Dar în 18 februarie vine și spune: vom plafona la nivelul tarifului de referință. Adică l-ai scumpit cu 200%, cu 300% și vrei să-l plafonezi acolo ca înțelegere la preț. Ba mai mult, și îți dau un exemplu cum afectează economia reală, dincolo de pe mine ca șofer, societatea mea care contribuie la PIB-ul României și așa mai departe. Pentru camioane, îți dau un exemplu cum au plafonat ei. În 18 februarie avem un tarif de referință de 7.105 lei, tariful de referință, deci cam asta ar trebui să fie prima, după care 3 zile mai târziu tariful de referință crește cu 6% la 7.539 de lei și în proiectul de lege trimis, făcut de ASF prin Ministerul de Finanțe, trimis în Parlamentul României, mai avem o creștere a tarifului de referință cu încă 36% față de ăsta, la 10.253 de lei, adică plus 44%. Ți se mai pare că e diferit față de 2015, când a zis Negrițoiu: vă lăsăm să majorați cu încă 50% față de ce era în urmă cu 6 luni, față de ce vrea să facă Nicu Marcu și actualii, plus 44%, adică plafonăm, dar la un nivel mai mare cu 44%. Deci este evident, din punctul meu de vedere, și subliniez, telespectatorii tăi și tu, sunt convins că știi că știu ce vorbesc, pentru că altfel nu mai fi invitat. Vorbim din nou despre cartelizarea pieței asigurărilor. Consiliul Concurenței poate interveni, dar o face târziu. Problema este că în această situație s-a ajuns din cauza că cei responsabili, supraveghetorii, Consiliul ASF a fost complice, 1, la frauda de la City Insurance, 2, la naționalizarea pagubei, pentru că până la urmă vor fi plătiți tot de asigurați, nu s-au dus pe firul banilor să ia banii de la cei care au furat de la City Insurance, și 3, la un nou cartel care este din nou o practică anticoncurențială. Bun, prețurile au ajuns foarte sus, îi avantajează societățile de asigurare și chiar și în aceste condiții nu vedem că se mișcă nimic în acest sens al plafonării. Totuși, ce se întâmplă? Adică e logic. Domne, păi, societăților zice: domne, e ok, l-ai crescut în 3 zile cu 6%, ai mai crescut cu 44%, pe mine mă coafează. Câțiva ani de zile, pentru mine ok. Totuși nu se întâmplă nimic. De ce? Păi nu poate, pentru că nici Parlamentul nu are curaj să participe la această ticăloșie. Adică să plafonezi cu o majorare de 44% după ce deja ai avut o scumpire de 100%, de 200%, este evident că este o ticăloșie. Deci, din punctul meu de vedere, rezolvarea problemei constă în schimbarea supraveghetorilor. Este foarte clar. Au avut timp din februarie anul trecut ca să facă ordine în această piață. N-au făcut ordine în această piață. Au lăsat să se amplifice gaura cu cel puțin 1 miliard de lei pentru City Insurance, lăsându-i din februarie 2021 până în septembrie 2021 să emită polițe, după care au supravegheat, cu ghilimele de rigoare, la dublarea tarifului. S-a văzut din septembrie că e ceva în neregulă. ASF a venit acolo și spunea, domne, nu ne băgăm noi la prețuri, nu ne băgăm noi la prețuri. Păi evident că cei, nu, ghilimele, supravegheați asigurătorii, nu te bagi la prețuri, n-acă ne cartelizăm noi, n-acă majorăm cu 100%, n-acă majorăm cu 200%. Vedeam și așa la nivel de glumă o știre pe profit.ro puțin mai devreme, chiar la tine la emisiune, scria Top News aici în dreapta ecranului, ASF angajează specialist piețe reglementate. Păi dacă a ajuns Top News că ASF reangajează specialist piețe reglementate, îți dai seama ce nivel de incompetență din punctul meu de vedere este acolo în ceea ce privește 1. supravegherea asigurărilor, 2. supravegherea pieței de capital, pentru că poate vorbim și despre asta odată. Bun. Destul de greu să scoți oameni din funcții foarte bine plătite, trebuie spus, pentru a face acel refresh despre care tot discutăm în emisiunea asta, indiferent că vorbim de clasa politică sau de o instituție, iată, care trebuie să reglementeze o piață extrem de importantă. Cum facem schimbarea? Cum revenim la normalitate? Parlamentul să-și facă treaba, Parlamentul să-i dea afară pe cei de la ASF, sunt responsabili pentru cea mai mare criză din piața asigurărilor, falimentul City Insurance, la care au contribuit timp de ani întregi și decisiv începând cu iunie 2020, când au ascuns frauda cei de la ASF, deși știau de ea, au permis amplificarea fraudei, deși știau de extrase de cont falsificate, aveau informații, dar i-au mai lăsat să mai emită polițe, au știut că va exista intenția de a se majora prețurile pentru RCA-uri și i-au lăsat pe asigurări. Să-ți mai aduc aminte ceva, Stelian, dacă ții minte, înainte să zboare, să se afle de frauda de la City Insurance, în ianuarie 2021, tot ASF-ul ieșise cu altă ticăloșie, eu sunt am proprietatea cuvintelor și spun ticăloșie, când a vrut să introducă decontarea direct obligatorie, adică ceea ce ne-ar fi scumpit nouă asigurările prin asta și nepenalizând City Insurance, pentru că acum este foarte clar, privind retrospectiv, nu vreau decât să protejeze City Insurance și să nu-i pună pe acționarii City Insurance să aducă bani și să mai folosească extrase de cont falsificate și au zis, cât ai tu City Insurance, jumate din piață, ia să majorezi, o să-ți cumpesc toate asigurările cu 20% prin decontarea directă obligatorie, care este un serviciu auxiliar, nu poate fi obligatoriu, niciun serviciu auxiliar financiar nu poate fi obligatoriu vreodată, dar prin manevra aia au vrut să dea 20% în plus pentru City Insurance, adică să-i dea lui City Insurance încă 1 miliard de lei și dacă îi dea 1 miliard de lei de la fraier, adică de la noi, de la populație, de la companie, atunci nu se mai descoperea problema cu extrasul de cont falsificat și faptul că City Insurance nu ar fi trebuit niciodată să fie societate de asigurare, că nu îndeplinea cerințele de solvabilitate, nu îndeplinea cerințele de lichiditate și, în general, nicio cerință pentru a fi societate de asigurare. Deci dacă Parlamentul poate să rezolve asta, vrea să rezolve asta, poate să o facă, și anume, în primul rând, să-i dea afară pe cei care au contribuit la falimentul City Insurance, să-i dea afară pe cei care contribuie la dublarea până la triplarea prețului asigurărilor RCA, sunt aceia. Deci dintr-un singur foc îi rezolvă pe tot și să aducă pe unii competențe acolo care nu sunt legați de fire. Păi acum aflăm că Euroins, nu, care este lider de piață în acest moment, se finanțează de la banca de investiții în care Rusia este cel mai mare acționar, nu? Și nu aflăm decât în presă lucrurile astea. Ce face ASF? Cum a vegheat ASF? Cum a ajuns ca să se împrumute la această bancă Euroins? Cum a ajuns Euroins să aibă cea mai mare cotă de piață și, din punctul meu de vedere, întârzieri la plată destul de mari, la fel ca City Insurance pe vremuri, când mai exista City Insurance. Deci este o problemă de supraveghere, este o problemă de competența oamenilor care fac supravegherea și Parlamentul poate să o rezolve și cred eu că odată ce se fac schimbări la nivelul clasei politice, că înțeleg că se schimbă șeful și la PNL, poate că nu va mai fi protejat șeful ASF și actuala conducere ASF, care e în continuare protejată de PSD. Radu Soviani, îți mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Tu ești optimist că se schimbă șeful la PNL și se pot schimba lucrurile în țara asta. Din păcate, nu cred acest lucru. Am văzut de 2 ori în această seară cum instituțiile care ar trebui să ne protejeze, să ne facă viața mai bună, viața mai ușoară, de fapt nu dau 2 bani pe ceea ce înseamnă poporul român.